Salutare, acvariști și acvariste! Suntem la a patra zi de când au ecluzat primii puieți. Între timp au mai apărut câteva bucăți, acum am în total cam 7. Am încercat să-i hrănesc cu diverse mâncăruri, de exemplu gălbenuș de ou, dafnea uscată care a fost mărunțită, mâncare obișnuită mărunțită, adică pereți și granule. Și dintre toate acestea mi s-a părut că doar gălbenușul este consumat cât de cât, însă problema cu gălbenușul este că împute apa foarte repede. De exemplu, ieri am făcut un schimb de 50% sau un pic mai mult, azi deja miroase. Și ca să mă asigur că acești peștișori au ce mânca, am zis că o să-mi pun la o parte zgârcenia și mi-am cumpărat acest Tetramin Baby. Și vedem că scrie așa: este hrană specială sub formă de fulgi pentru pești tineri până la 1 cm lungime, bogată în proteine. Este hrană ideală pentru pui ce asigură energie, culoare și vitalitate. Conține pește și subproduse din pește, vegetale, extract de vegetale, moluște și crustacei, uleiuri și grăsimi, zahăr, alge și lecitină. Se administrează de 2-3 ori pe zi în porții mici. Deci asta urmează să încercăm și să vedem cum vor reacționa peștișorii. Dar înainte de asta o să fac un schimb de apă la acest recipient ca să mă asigur că ei sunt în apă curată. Ultimul lucru pe care îmi doresc este să moară de la amoniac. Deci, în mod normal, o să fac acest schimb de apă ca să scad toxinele și nici să nu stea într-un miros din ăsta ca să îi afecteze eventual. Schimbul de apă se va realiza un pic diferit față de modul obișnuit în care fac eu. Și anume, furtunul nu o să fie subt, ci o să fie vidat cu această seringă. Motivul este că vreau să am un flux de apă controlat. Și am tras apa până aici. Se vede cât este așa. Am scos seringa. Bag înapoi furtunul. Încerc să am grijă să nu aspir vreun bebeluș. Un lucru interesant pe care am observat este că peștii nu ecluzează simultan. Am pești care au ieșit la 24 de ore după fertilizarea eclerilor și am pești care au ieșit la 4 zile. Aici pot să mai trag și cu seringa un pic ce a mai rămas. Trebuie avut mare grijă pentru că acești pești sunt foarte mici și sunt foarte ușor de scos din recipientul lor. Aici avem apă de la robinet care a stat vreo 3 zile. Să direcționez jetul pe peretele recipientului ca să mai scadă din debit. Și o să și ridic recipientul ca să avem o diferență de presiune mai mică. Astfel viteza apei o să scadă și mai mult. Cât timp puieții sunt atât de mici, un asemenea recipient de 300-400 de mililitri este de ajuns. Dacă e să vedem raportul dintre lungimea lor și diametrul
recipientului, vedem că avem un raport destul de bun, raport mult mai bun decât la majoritatea acvariilor când avem pești adulți. La fel și dacă facem raportul dintre volumul corporal al peșterilor, adică cât spațiu ocupă peștele versus cât spațiu ocupă apa. Deci încă este ok chiar dacă vorbim de 7 peștișori. Cam asta ar fi. Să vedem cum arată hrana dedicată pentru puieți. Putem să vedem că este un fel de praf foarte fin și din acest praf o să dozez un pic. La această vârstă, puieții încă nu știu, nu au acel reflex ca să vină la mâncarea presărată pe suprafața apei, deci o să dureze până descoperă. Dar cred că nu o să vedem mare lucru acum, o să dureze ceva timp să observe și cred că prima dată o să consume bucățele care se scufundă încet. Și să sperăm că nu o să moară de foame. Cam atât ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.